În runda a 18-a din divizia A1 la volei feminin, FC Argeș a fost aproape de o victorie importantă cu CSO Voluntari, dar a pierdut în cele din urmă cu 3-2. Scorul pe seturi a fost 22-25, 18-25, 25-22, 25-17, 15-8, într-o partidă ce a durat o oră și 56 de minute. Echipa de volei a Piteștiului s-a impus în primele două seturi și a condus cu 15-9 în cel de-al treilea, însă gazdele au revenit și s-au impus în tiebreak. FC Argeș are o echipă cu foarte multe jucătoare tinere și fără experiență competițională, iar asta a contat până la urmă în meciul de la Voluntari. De altfel, nu e singura confruntare în care lipsa de experiență a jucătoarelor din Pitești s-a simțit, chiar și antrenorul Bogdan Paul, scoțând în evidență acest aspect pe parcursul sezonului. Pentru gruparea piteșteană, cele mai multe puncte le-au reușit Nicolova, 25, și Saicova, 17, într-o confruntare în care antrenorul Bogdan Paul a rulat toate jucătoarele. La finalul partidei, una dintre jucătoarele cele mai experimentate ale Piteștiului, Sorina Miclăuș, a declarat că atât ea cât și colegele au dat tot ceea ce au avut mai bun pentru victorie, chiar dacă nu au reușit. Meciul s-a simțit foarte bine, am fost foarte pornite să luptăm, mai ales că știam că e o echipă puternică și ne doream să facem un joc cât mai bun. Și a fost multă energie, ne-am dorit mult și am dat tot ce am avut mai bun. O săptămână lungă cu două etape din divizia 1. Ce așteptări ai de la meciul următor împotriva celor de la CSM? Meciul următor este unul foarte important pentru noi și sperăm să luăm 3 puncte sau să facem cel mai bun rezultat posibil. În clasament, echipa piteșteană are 14 puncte și se află în continuare pe locul al 8-lea în ierarhia din sezonul 2022-2023. Sâmbătă, 18 februarie, de la ora 19, la sala sporturilor din Trivale, FC Argeș Volei va juca cu CSM București.